De unde ieri prahovenii primeau o atenționare de vremerea, în această dimineață, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben care cuprinde mare parte din județele țării. Vântul și ploile se vor intensifica cu precădere în zonele de munte. Atenționarea meteo de ieri s-a transformat astăzi într-un cod galben, urmând ca în următoarele 24 de ore, practic de la ora 14 astăzi până la ora 12 mâine, să aibă loc precipitații importante între 25 de litri pe metru pătrat și 50 de litri pe metru pătrat. Vântul se va intensifica, ajungând la 50, chiar 70 de kilometri pe oră. Autoritățile sunt însă optimiste și nu cred că în Prahova vom întâmpina probleme majore. Totuși, pentru orice situație, comitetele locale pentru situații de urgență din fiecare localitate sunt în alertă. Sperăm că totuși județul Prahova nu va fi prea afectat, fiind exact la granița zonei afectate de codul galben. Cu toate acestea, instituția prefectului și Inspectoratul pentru Situații de Urgență sunt pregătite pentru a face față oricărui eveniment. Primăriile au fost anunțate și există permanență. În plus, meteorologii au avertizat că în județele din zona Moldovei și în Covasna va fi ceață, iar în munții Banatului și în Carpații Meridionali trecător va ninge.